Conform legii achizițiilor publice în vigoare, modificată numai departe de acest an, o licitație se câștigă pe criteriu financiar de firma care vine cu cel mai mic preț pentru efectuarea unei lucrări sau prestarea unui serviciu. Având considerentul financiar drept piatră de căpătâi, criterii precum competitivitatea, capacitatea de muncă, angajați calificați în domeniul vizat, echiparea cu utilaje specifice și așa mai departe, nu sunt esențiale. Din acest motiv, este de părere și primarul Ion Lungu, lucrările din Suceava se întârzie peste termenele impuse. Reabilitarea termică a blocurilor pare să nu fie o excepție, chiar dacă până la depășirea termenului mai este aproximativ o lună. Vin firme cu prețul cel mai mic, chiar dacă legea s-a mai modificat, trebuie să date clarificări pentru un preț mai mic de 85% față de indicatori. Vin cu fel de fel de motivații, că au materiale pe stoc, că, mă rog, forța de muncă este ieftină, dar atunci când trec efectiv la realizat aceste lucrări, vedem că, de fapt, nu au această forță de muncă numeric și la fel calificată. De aceea, părerea mea personală, trebuie pe viitor modificată legea achizițiilor publice. Lucrările la cele 16 blocuri incluse în programul guvernamental de reabilitare termică sunt în mare parte în curs de execuție. Cu toate acestea, din lipsă de personal calificat și din dorința de a câștiga totuși cât mai multe contracte, firmele acceptă să lucreze cu muncitori necalificați și așa în număr destul de redus. Termenul limită până la finalizarea lucrărilor de anul acesta este data de 30 noiembrie. Administrația locală îi avertizează pe constructori că dacă nu finalizează lucrările la timp, vor risca să nu-și mai poată primi banii care le revin de la Guvernul României.